Asta este o zi lungă la nivel de conținut, pentru care noi ne-am pregătit mult înainte. Urmează unul dintre cele mai spectaculoase materiale pe care le-am făcut noi în ultima vreme, nu doar pentru Hyundai, ci pentru întreg Țiriac Auto Online Expo. Este vorba despre... senzaționala mașina electrică Hyundai Ioniq 5 în versiunea sa de top. 305 cai putere. Cea mai spectaculoasă mașină electrică pe care poți să o comanzi la acest sfârșit de an în România vine de la Hyundai. Ioniq 5. L-am adus în cea mai verde clădire din București pentru a vă spune totul despre el. Ioniq 5 nu este primul automobil electric făcut de Hyundai. Dar în această mașină, sudcoreenii au înglobat toată experiența lor electrică și i-au dat o formă care te lasă cu gura căscată. De departe, zici că este rezultatul unui design simplist al unui copil de clasa 4-a. Dar când te apropii, formele drepte se întrepătrund unele în altele, de parcă mașina asta ar fi fost construită pentru un videoclip Daft Punk. Într-o lume plină de mașini electrice care parcă se chinuie să fie speciale, Ioniq 5 reușește să se distanțeze prin linii absolut unice în segment. Din orice unghi o privești, mașina asta inspiră încredere și putere fără efort, ca și cum își merită locul memorabil pe care s-a instalat în conștiința colectivă a planetei. E genul de model care va rămâne în istorie la fel de memorabil ca DeLorean, sunt sigur. Chiar ar merge o caroserie făcută din oțel inoxidabil, nu? În plus, liniile marchează puțin și dimensiunile reale ale mașinii. Cumva, Ioniq 5 pare din poze, și sunt convins și din aceste cadre, mai mic decât el în realitate. Asta înseamnă că e mare la interior, peste tot. Indiferent ce versiune de Ioniq 5 cumperi, portbagajul spate va avea 531 de litri disponibil pentru bagaje. Dacă îți cumperi Ioniq 5 tracțiune integrală, portbagajul față va avea 24 de litri. Dacă îți cumperi Ioniq 5 propulsie, aici vei avea la dispoziție 57 de litri pentru mărunțișuri. Și nici cu interiorul nu ne e rușine. De fapt, mai mult de atât, nu doar că nu ne e rușine, dar arată atât de bine și are atât de multe funcționalități, încât după ce îți cumperi mașina asta, sigur o să ai motive de laudă prietenilor. Interiorul nu este doar spațios obiectiv, ci și desenat să pară spațios. Liniile futuriste asumat continuă designul exteriorului ca să se creeze aici o atmosferă de navă spațială. Și totuși senzația nu este rece, pentru că materialele sunt excelente, arată bine și se simt plăcut la atingere. Minimalism cozy, i-aș spune eu. Volanul are comenzi multe și în mod clar durează ceva până îți personalizezi display-urile astfel încât să te simți confortabil la condus. Dar odată ce reușești să faci asta, intri într-un ecosistem care îți aruncă viața într-o dimensiune proaspătă. Desigur, eu aș prefera comenzi fizice măcar pentru lucrurile esențiale, dar înțeleg și de ce producătorii aduc viitorul touch în prezentul nostru. În acest spațiu vast, te simți cu atât mai comod cu cât poți dormi puțin pe scaun, la volan, într-o pauză de condus. E un sentiment de lounge business, de avion, când te joci cu butoanele astea. În plus, din față, ai comenzi și pentru ajustarea spațiului pentru pasagerii din spate, ca să nu mai spun că și acolo e spațiu suficient și mai sunt și diferite moduri de poziționare a banchetei. Cât despre tehnologie... Ioniq 5 este disponibil în România în configurație cu un motor electric spate, propulsie 218 cai putere, 350 Nm cuplu motor maxim sau ca model de 305 cai putere, un motor electric spate, un motor electric față, 605 Nm cuplu motor maxim, 0-100 în 5,2 secunde. Ambele versiuni disponibile pe piața noastră sunt echipate cu o baterie de 73 kWh, care poate fi încărcată la stație de încărcare tip Wallbox cu până la 11 kW putere sau la stație super rapidă cu până la 220 de kW putere.
Hyundai Ioniq 5, precum cel pe care l-ați văzut în materialul nostru, echipare de top, 305 cai putere, cu toate dotările posibile pe el, costă, după toate reducerile Hyundai și toate programele Rabla la care se poate înscrie această mașină, 44.500 de euro cu TVA. Oricât de senzațională vi se pare această veste și oricât de mult v-ar plăcea cum arată mașina, sfatul meu ar fi să încercați să o vedeți și în viața reală, pentru că o să vă placă și mai mult.